Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, mă bucur că după un oarecare timp ne revedem în casa Domnului. Mă bucur că vă găsesc de data asta cu multă căldură, ceea ce nu-i specific Londrei, dar parcă compensați acum pentru o altă dată. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Amin. Știu totodată că e un timp foarte stresant pentru dumneavoastră, veniți mâine, trebuie să mergeți iară la muncă. Aș vrea să vă rețin atenția cu câteva gânduri dintr-un singur verset, Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, care spune felul următor. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Iubiți frați și surori, prin binecuvântarea Domnului, aș vrea să învățăm câteva lucruri din versetul acesta. Biserica primară, la predica lui Petru, s-au convertit 3.000 de suflete. După 3.000, au ajuns imediat la 5.000. După care tot Ierusalimul a fost umplut de apostolii Domnului. Și ne întrebăm cum de ei au crescut așa de puternic și totodată au fost atât de echilibrați, atât de bună învățătură au avut și atât har au avut în ceea ce au făcut. Pentru că au știut pe ce să construiască biserica. Mă uit la pilonii pe care îi aveți aici și în alte părți, de exemplu în Spania, în Italia, construiesc oamenii fundații, au chesoane adânci și pe fundațiile alea, pe anumiți piloni, încep să zidească apartamente. De multe ori la etajul 1 nu-i nimic sau dacă sunt ceva magazine. Dar de foarte multe ori e gol. Și câteodată pilonii respectiv țin toată clădirea aceea și pilonii merg până sus. Imaginați-vă dumneavoastră că biserica e formată și pusă pe o temelie și temelia asta e una singură, Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Dar pe asta construim noi, la nivel personal, la nivel familiar și la nivel bisericesc. Pe patru piloni ne arată Sfânta Scriptură, a construit biserica primară. Totdeauna când uiți un pilon să-l dezvolți, înclin clădirea. Totdeauna când insiști pe un pilon, înclin clădirea. Deci o să vedeți comunități ale rugăciunii, cu profeții, cu lucrări. A, nu mult studiu, lor nu le trebuie mult studiu. Ei cu lucrările Domnului și la un moment dat, toți au făcut un fel de turn Pisa, așa, și s-au dus jos toată lucrarea aceea. Păi, dar nu a fost bună rugăciunea? Ba da, a fost bună. A fost atât de bună că am considerat că pot înclina clădirea doar cu rugăciune. Alții, băi, lăsați rugăciunea, studiu, foarte mult studiu. Studiu biblic, din greacă, din latină, de la părinți bisericieri, dintr-o parte, din alta, studiu. Frate, dar hai să ne mai rugăm, hai să... Nu, domnule, studiu. S-a înclinat clădirea și după atâta studiu s-a prăbușit. Alții au mers pe social, legătură frățească, fraților. Lasă Biblia, lasă rugăciunea. Uite, ai o cafeluță, frumos, așa, să fie o mesă de dragoste pe cât măsură. Și la un moment dat s-a constatat că și alea s-a prăbușit. Pentru că trebuie să știi să ridici echilibrat stâlpii aceștia, pilonii aceștia. Și dacă îi ridici echilibrat, stăruiești asupra lor, că ăsta e termenul acolo, ei stăruiau, adică insiști să crești totodată. Pe măsură ce insiști pe ceva anume că tu ești mai dedicat lucrurile respective, tu înclini în viața ta toată clădirea. Și încă o dată, temelia e bună. Dar dacă ai înclinat clădirea, se prăbușește. De aceea v-aș ruga tare mult, aveți grijă la nivel personal, familiar și de ce nu bisericesc, să insistați pe lucrurile acestea. Pentru că contează tare mult. Primul pilon asupra care trebuie să insiste biserica și noi este învățătura apostolilor. Biblia e plină de învățături. Începând din Vechiul Testament până în Apocalipsă sunt o grămadă de învățături. Însă Scriptura ne spune că pilonul este învățătura apostolilor. Noi trebuie să urmărim în Sfânta Scriptură ce au predicat apostolii, pe ce au insistat apostolii. Pentru că noi insistăm foarte mult pe legea lui Moise și scoatem tot felul de idei de acolo, le punem, le așezăm, le dregem, dar nu ne spune nimeni să insistăm pe lucrurile acelea. Dacă ne ajută la învățătura apostolilor, e ceva alăturat care întărește învățătura apostolilor, e ok, nu e o problemă. Dar baza trebuie să fie învățătura apostolilor. Uitați-vă la ei. Au umplut Ierusalimul cu învățătura lor și la un moment dat s-au enervat și preoți. Ce mai desea? Băi, voi umpleți Ierusalimul. Și atenție, erau evrei. M-aș fi așteptat, voi umpleți Ierusalimul cu sabatul ăsta vostru.
voi umpliți Ierusalimul cu tăierea împrejur. Nu. Ei au umplut Ierusalimul cu învățătura că Iisus este viu. Pentru că asta e baza creștinismului. Degeaba le spui la oameni legi, porunci, când ei n-au la cine se raporta. Când în schimb îi vii și îi spui, băi, Iisus a fost mort, a înviat și e viu. Și tu poți să dezvolți o relație cu Iisus în mod personal, nu prin păstori, nu prin tata, nu prin mama. Tu personal trebuie să dezvolți o relație. Tu trebuie să-L întrebi pe El, Doamne, e bun sau nu e bun? Și El trebuie să-ți răspundă ție. Când înveți să dezvolți relația aceasta, tu ai început să trăiești în baza învățăturilor apostolilor. Pentru că asta a fost învățătura lor. Evaluarea creștinismului s-a făcut și încă se face pe același lucru. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5. Pe voi înșivă cercați-vă. Pe voi înșivă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți? Asta este bun, dar nu contează că am 30 de ani de pocăință? Ba contează, dar acum, în seara asta, contează doar dacă Hristos e acolo. Și Hristos e viu. Dacă n-ai treaba asta, ești încadrat la lepădat, cu toată pastorația, cu toată vechimea, cu toate darurile, cu toți sutele de oameni care au venit prin tine sau prin mine la pocăință. Dacă acum Hristos nu e în mine, dacă eu n-am dezvoltat relația asta și nu sunt în învățătura apostolului, că asta au predicat ei, pe asta s-au bazat ei, ca Hristos să fie în noi. Doamne ajută! Când credinciosul ține la lucrul ăsta, el spune, măi, dacă Hristos e în mine, nu vreau să fac nimic ce-L supără pe Hristos. Și de atunci ne interesăm, măi, ce-au mai predicat apostolii? Ne-au dat voie să ne iertăm? Ne-au dat voie să disprețuim pe cineva? Și te uiți în Scripturi că apostolii au dat învățătura asta. Una dintre poruncile Domnului Iisus Hristos este nu vă îngrijorați. De aia credincioși nu se îngrijorează niciodată. E porunca Domnului, nu-i așa? Ori, stimații mei, astea sunt porunci. Noi de foarte multe ori credem că putem împlini mult. Nu putem împlini mult. Noi, din punct de vedere al putinței noastre, avem lucrurile limitate. O să vedeți dumneavoastră foarte multe comunități care li mi-e ușor, și mie mi-e ușor, de exemplu, să împlinesc niște porunci omenești. Adică, domnule, cămașa ta să aibă rânduri de nasturi aici. Tu să fii tuns, la mine e ușor cu tunsul. Tu să fii tuns așa. Celălalt să fie tuns altfel, celălalt să aibă cămașă cu mânică lungă sau scurtă. Mi-e foarte ușor să împlinesc asta. Problema este că eu împlinesc cu cămașa, cu tunsul, cu pantalonii, cu șireturile la bocanci, cu tot îl împlinesc, mi-e ușor. După care vine porunca Domnului Iisus, spune, băi, eu vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, cum? Băi, dar eu împlinesc cu șireturile, împlinesc cu asta, împlinesc cu asta, dar eu nu mai pot să împlinesc pe cealaltă. Și o să vedeți comunități întregi care nu că nu vor. Nu mai pot. Îs obosiți de alealte. Îs obosiți de alealte. Nu mai pot. Ori porunca Domnului este să ne iubim unii pe ceilalți. Doamne ajută! Și pe lângă asta, putem să ținem cont de câteva lucruri, dar ce mai încape? Dar e important să ne iubim unii pe ceilalți, că prin asta vor cunoaște oamenii că suntem ucenicii Lui. Nu că vinim cu mâini și ne trec de dejde la mâini și așa mai departe. Nu asta e sensul. Sensul este să trăim după învățătura apostolilor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De-aia e important de studiat lucrul acesta. De-aia e important să vedem că, de exemplu, să vă mai citesc un pasaj biblic, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 1. Spune, Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Și versetul 2 spune, de la început, până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale ucenicilor pe care i-am răseseră. Ce dăduse? Poruncile sale, le știți? Noi le știm pe lui Moise grozav de bine. Dar Domnul Iisus porunci care sunt? Că sale sale. Și apostolii au predicat poruncile Domnului. Le cunoaștem? Vă aduceți aminte la schimbarea la față? A fost o fază nostim acolo. Erau doi, trei din apostolii Domnului și a apărut și Moise și Ilie împreună cu Domnul Iisus și vorbeau despre finalul său. Și Petru, fiind evreu, jet pe jet, când s-o trezit și a văzut scena asta unică, a spus, Doamne, e bine să fim aici, să-ți facem ție o colibă, una lui Moise și una lui, fiecare colibă era lui. Iisus, coliba lui, colibile alea le egaliza pe toți, aveau aceeași valoare, erau toți evrei.
Și la un moment dat spune Scriptura că apare un nor și din norul ăla vine Dumnezeu și spune: acesta este fiul meu preiubit, de el. Cum da să-l lăsăm pe Moise? Da. Lăsați-l în pace și pe Moise și pe Ilie. Moise reprezintă legea, Ilie reprezintă prorocii. Lăsați-i în pace. Eu v-am revelat pe fiul meu. De el să ascultați. De aia fiul are poruncile lui. Le-am studiat să vedem care sale. Pentru că a dat poruncile sale ucenicilor săi. Învățătura apostolilor îi concretizează tocmai aceste porunci. Că de foarte multe ori ne trezim puși în situația că împlinim altceva. Dumneavoastră aici lucrați în Londra. Aveți mai multe joburi sau slujbe undeva. La un moment dat ajungi undeva să ai un job, de exemplu, un job să curăți geamurile la o firmă ceva. Îți dă aia acolo și ajungi expert la un moment. Mai văd și pe ăștia pe aeroport cum curăți geamurile. Sunt experți, faine sunt urma lor. Dar la un moment dat jobul ăla nu te mai satisface. Te duci la o altă firmă și îți dau un alt job. Să stai undeva la o barieră și să lași să intri camioane și să iasă camioane. Dar în timp ce tu stai acolo și tot ridici bariera aia și tot verifici actele, îți aduci aminte că ești și foarte bun curățător de geamuri. Și la un moment dat vrei să-i arăți tu la patron cât de bun ești tu la curățat. Lești mașinile care vor să intre și ale care vor să iasă și te duci și curăți geamurile la firma lui. Tot se face blocaj acolo, tot claxonează, patronul apare, ceilalți, tu curăți geamurile. Aș vrea să vă te felicite patronul pentru că tu acum curăți geamurile, că tu ai fost foarte bun la firma unde ai fost înainte. Nu, te dă afară la viteză. Dar de ce? Pentru că în nou contract, tu trebuie să faci altceva. În celălalt vechi l-ai avut pe ăla. Credeți că ne va felicita Domnul Iisus că noi păzim legile lui Moise și regulile lui Ilie și El ne-a dat porunci pe care noi nu le știm? De aia învățătura apostolilor are o anumită bază. Trebuie să creștem pe ea. Doamne ajută! După învățătura apostolilor urmează următorul pilon care e așezat aici. Legătura frățească. Care presupune că înainte de a fi ceea ce suntem, eram fiecare pe drumul nostru. Fiecare își vedea de calea lui. Eram ca niște oi, spunea profetul Isaia. Fiecare își vedea de calea lui. Dar la un moment dat s-a întâmplat ceva. Și anume, din păcatele mele, din starea mea deplorabilă, a venit Hristos, m-a smuls din mocirla mea, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii și a pus în gura mea o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul meu. M-a mântuit, slăvit să fie Domnul. Bineînțeles că asta e valabil în dreptul meu. Dar interesant este că când mă uit pe stâncă, nu sunt singur, cu toate că mi-ar place să fiu singur. Pe stâncă am frați care nu sunt rude neapărat cu mine, care nu sunt cunoscuți de mei, care îs peste nivelul meu sau sub nivelul meu, n-are a face cum. Dar-s frați. Și dintr-o dată, între mine și ceilalți, apare o legătură specială. Și legătura aceasta se numește legătura frățească. Adică din oameni, eu până, de exemplu, în Anglia nu l-am cunoscut pe fratele Remus. Probabil nici el pe mine. Nu e asta important. Nu suntem neamuri, cum mulți dintre noastre. Dar dintre noi a apărut o legătură specială. Și legătura aceasta este legătura frățească, adică sunt frate cu voi. Dacă cineva sare împotriva voastră, eu trebuie să vă iau apărarea. Sau așa ar trebui să fie în mediul pentecostal, evanghelic. Așa ar trebui să fie. Suntem frați totuși. Nu lăsăm pe dușman să-și bată joc de noi. Chiar dacă e vinovat fratele meu, totuși îl apăr. Totuși îl apăr. E vinovat, a făcut ce nu trebuia. Eu îl apăr că e fratele meu. Că cineva face apel la moralitate, la cutare, poate să facă. Până la toată urmă, fratele meu, vi s-a întâmplat în casa părintească, la un moment dat, fratele meu, să fie enervat un vecin. Și vecinul vine să-i dea câteva, să-l curenteze pe fratele tău. Și tu spui, băi, continui, chiar ai din partea mea niște bonusuri, pentru că îl așez pe fratele meu. Nu s-a imediat, băi, o fi greșit când l-ai prinde tu singur sau așa ceva, dar momentan e fratele meu. Ne comportăm așa? Pentru că suntem frați, ar trebui să gândim așa, Doamne ajută! Apare legătura frățească între noi și legătura asta ne face să fim responsabili. Dacă nu stăruiește legătura frățească, devenim domni și doamne. Când venim frumos la biserică, ne așezăm pe scaun, ne întreabă cineva, dar duminică dimineața ne întreabă, dar ce te interesează tine? Asta e domnul Virgil Neagu. Fratele Virgil Neagu spune, domnule, nu am putut să vin. Te rog frumos. N-am putut să vin. Sau am fost puțin gripat.
N-am putut, tușeam continuu. Am luat niște ceaiuri și am venit. Fratele așa răspunde. Domnul vine și spune, vezi de treaba ta? Eu doar sunt așa, numai venit să fac un selfie cu tine, după care plec chiar și două luni nu mai apar prin zonă. Oamenii ăștia nu insistă. Stâlpul ăsta al legăturii frățesc, îl pierde. Și foarte multe lucruri ni le-a dat Dumnezeu în biserică să le realizăm împreună. Oricât de capabili am fi, noi nu putem realiza singuri. Și sunt lucruri pe care trebuie să le realizăm împreună. Și dacă frață nu-s cu tine, iubitul meu, nu o să poți trece. Câte vreme ești sănătos, ești bine, e ok. Eu m-am uitat și în zona noastră și peste tot. Bolile, timpul acesta, lovesc în orice cine. Am văzut oameni care sunt loviți de cancer, de exemplu, în fază terminală, metastază, gradul 3, din lumea asta. La început sar rudele pe lângă ei, duc la spital, îl vizitează, mai ajută fiecare cu și pot, dar la un moment dat fiecare are treaba lui, fiecare are năcazul lui, fiecare are problemele lui, spui, băi, aș mai sta, bă, nu. Ei, am văzut că la alte familii de credincioși se întâmplă că un membru a familiei e lovit și el de starea asta, îl descopere târziu, e la spital, băi, dar nu mai termină de venit frață. Nu mai termină de venit frați din Cluj, frați din Suceava, oricine trebuie, toți ei la gândă, băi, dar cine e asta? Cine este ăla? Cine? Eu o soră de-a noastră sau un frate de-a nostru, dar au auzit ăștia că e... Și cum vă vizitați așa, băi? Cum se întâmplă? Băi, pentru că a fost în adunare, pentru că a fost împreună cu noi, o cântat împreună cu noi, o plâns împreună cu noi, s-a bucurat la nunțele noastre, acum el trece prin năcaz. Lăsăm tot deoparte, nu putem nici noi totdeauna. Dar prin rotație, uite așa, venim și omul ăla s-a putea să treacă la cele veșnice, dar rămâne o mărturie în spitalul respectiv și în tot ce, în timp tot ceilalți zac abandonați acolo și familiare, stau și se gândesc oare cât mai durează, la ăsta vin în continuu. De ce? Pentru că există legătură frățească. Cât ți-i bine știu când ai nevoie de ea. Cât ți-i bine știu când ai nevoie. Dai copii, dai soții, dai soț. În momentul când vine încercarea peste tine, are și însurajii pentru tine? Sau crezi că mergi și vorbești cu păstorul? Dar păstorul are nevoie din spate să fie, băi frate, merg la ungere, undeva, m-o chema frate la ungere. Vă rog frumos, insistați pentru fratele nostru. Mi s-a întâmplat că în biserică la noi avem și oameni de afaceri, oameni care nici eu nu știu câți bani au, dar le spuneau alții, băi, dacă aș avea eu banii tăi, aș veni cu o bombă de mașină la adunare, aș parca-o exact în față să întrebe ăștia de unde ai scos modelul ăsta de mașină, că e aproape unicat în lumea asta. Și ăsta a întrebat și mă ajută pe mine. Când nevasta mea e bolnavă și copiii mei au nevoie de ajutor, mă ajută pe mine că v-am enervat tot timpul cu bomba mea de mașină? Vin cu o mașină normală, vin îmbrăcat normal, că atunci când voi trece prin încercare să pot fi ajutat. Și într-adevăr, când a trecut omul prin încercare, a sărit biserica ca unul. De ce? Pentru că legătura frățească se cultivă, slăvit să fie Domnul. Sau în termenii biblici, stăruiește-ne-a. Stăruiește-ne-a. Unde ești, frate? De ce n-ai venit? Dacă e bolnav, vrei să ne rugăm. Dacă ai vreun necaz, să încercăm să rezolvăm, să facem ceva. Suntem totuși frați, măi. Ne pasă. Cum îmi dau seama că lipsa ta contează, îmi dau seama și prezența ta. Ești vizibil. Nu văd numai scaunul pe care stai, te văd pe tine. Avem mentalitatea asta că este un pilon pe care dezvoltăm relațiile. Este legătura frățească, suntem frați și surori în Domnul, lăudat să fie Domnul. Și pe baza acestei mai sunt alte legături în Noul Testament. Apare legătura păcii. Putem să fim frați, dar în anumite aspecte să nu avem aceleași concepții chiar, privitor la revenirea Domnului, de exemplu. Dar între noi trebuie să dezvoltăm și apare ultima legătură care e prezentată în nouă, legătura dragostei, dar toate astea sunt pe fondul legăturii frățești. Foarte mulți frați vor să aibă pace, dar n-au cu cine, că eu rup legăturile frățești. Ne împăcăm foarte bine cu aia din America, care nu-i știm, nu au venit niciodată pe la noi și nici noi pe la ei n-am fost. Dar ne împăcăm grozav de bine. Mai greu e cu ăștia de aici. Mai greu e cu ăștia de aici. Știți că câteodată, tocmai asta, legătura frățească mă face să fiu frate cu voi. Și dacă vin membru la voi, trebuie să mă suportați pe mine, eu vă suport pe voi și suntem frați, slăviți să fie Domnul. Unii spocăiesc mai ușor, alții mai greu, dar asta este, suntem frați. Suntem frați, ne ajutăm, ne sprijinim. Pe baza frățietății ne putem încuraja, pe baza frățietății ne putem mustra, că suntem frați. Nu te duci, vin eu la dumneavoastră, văd pe stadul un englez, îi spun stai pe loc și îți explic eu niște treburi și nu mi-a plăcut mie la tine. Că lasă uite la mine, cine, cu ce ocazie?
Da, dar un frate de-a meu pot să spun că e și în adunare. Îi încurajăm pe oameni să ne spună anumite lucruri, pentru că sunt aspecte în viața noastră pe care numai frații le văd. Eu le spun la frate, totdeauna când ies la predică, am grijă să văd cum arăt. Dar cât de capabil un om, nu știe ce are într-o omoplată sau la ceafă. Dar frații care sunt în spatele meu pot să știe ce am eu acolo? Și îmi și spune, frate Virgil, vezi că ai o pată pe cămașă la spate. Pentru că eu nu vă spun de obicei, nu e adevărat. Sunt oameni care sunt puțin aroganți și spune, frate, ești puțin arogant, mândru, când pășești așa, pășești țanțuș, nici nu stai de vorbe cu oamenii. Efectiv, ne dai la o parte așa, prin gesturi. Știți care e singurul om care nu vede asta? Tocmai ăla. Nu e adevărat. Totuși eu sunt un om pocăit. Da, dar chestia asta e la spate. De-aia spune vegheați unii că sunt domenii pe care tu nu le vezi, dar le văd frații. Și ca să fii folositor de Domnul și folosit de Domnul și eficient, trebuie să te curăți și partea din față și partea din spate. Doamne ajută! Amin. Și partea din față ai tu grijă, cum am și eu, de imagine. Dar partea din spate ne ajută frați. N-ați întâlnit ața frați care împrumută bani, dar uite să-i dei la timp? Mai și spune, deși ai rămas la banii ăștia? Ei, frații din adunare spun, frate, uite, dai în îndemn la rugăciune, la îndemnul ăsta la rugăciune, spui să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să fim serioși. Serioși ca tine sau ca cine? Că lucrurile astea trebuie să le învățăm. Dar cum, vă luați după asta? Da. Că noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai? Și tu porți cuvântul, porți vasele Domnului. Ca atare te-aș ruga să fii eficient în domeniul ăsta. Nu că dumneata n-ai voie să facă, dar trebuie să fie așa. Te ajută, frate. E drept că ne deranjează, că parcă altă treabă n-au, dar legătura frățească impune lucrul acesta. Mă impune și apreciere. Aprecierea faptului că îl vezi pe celălalt că a venit cum e seara asta. Puteați să spuneți că vă doare capul și a stat acasă. Noi nu avem aparat de măsurat cât, dacă te-a durut sau cât te-a durut capul din ai putut veni. Nu avem. Dar faptul că ai venit, cineva trebuie să te observe, să zică Domnul să te binecuvinteze. Suntem frați totuși, slăvit să fie Domnul. Al doilea pilon este legătura frățească și trebuie să insiști asupra lui. Al treilea care apare din ăsta este frângerea pâinii. Când împreună ca frați ne adunăm la masa Domnului și când în fața noastră este o pâine care reprezintă trupul Domnului care s-a frânt pentru noi și avem paharul binecuvântat cu sângele Domnului care s-a vărsat pentru noi și ne dăm seama că avem valoare nu prin noi înșine, prin facultățile, prin cifra de afaceri, ci datorită acelui trup și acelui sânge, noi avem valoare, slăvit să fie Domnul. Și că luăm de acolo o bucățică și că bem din paharul binecuvântat și Dumnezeu ne dă valoare ca să trăim. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață. Și aici nu e vorba neapărat de viață biologică, cu toate că o susține și pe asta, ci e vorba de viața eternă care există în noi prin credință în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și e foarte important să participi, dar nu numai atât, că tu ai valoare, că tu și eu suntem copiii lui Dumnezeu. Îți dai seama că aceeași valoare are celălalt de lângă tine. Că asta face cina Domnului. Bineînțeles că eu aș vrea să iau părticica mea și eu separat, să iau, băi, de unde e asta, pâinea, bucățica asta? Ei, din pâinea mea. Nu, nu, nu. E din trupul Domnului și cum eu am valoare, așa are valoare și celălalt. Bă, dar celălalt e un copil, nu are a face. Dar celălalt e un bătrân, nu are a face. Dar celălalt semnează cu degetul, nu are a face. Împreună suntem mădulari unii altora. Amin. N-ai voie să disprețuiești pe nimeni. În lumea asta se practică disprețul. În funcție de zona din care se trage, în funcție de capacități, în funcție de performanțele pe care le-a atins. În biserică nu trebuie să existe lucrul ăsta. De ce nu trebuie să existe? Pentru că oricare frate este un purtător de Hristos. Bine, este cineva mai brunet, altul mai blond, unul mai înalt, unul mai scurt. Nu are a face. Nu are a face. În fiecare dintre noi există un sanctuar și sanctuarul acela, prin credință, este ocupat nu de Arhanghelul Mihail, nici de Îngerul Gabriel, ci de Hristos în noi, nădejdea slavei. Bun, în momentul în care eu mă cred mai capacitat, mai inspirat, mai grozav, pe baza slujbei, pe baza experienței, pe baza darurilor, și îmi permit să disprețuiesc pe frații mei, eu nu disprețuiesc pe frați, ci disprețuiesc pe cel ce e în frați.
De aceea, la un moment dat, Apostolul Pavel, cu scrisori de acreditare, fugea după să prindă pe niște oameni care erau ideal de prigonit. Îi învățase învățătorul lor că dacă cineva te lovește peste un obraz, tu chiar dacă ai luptat la combat, să întorci cealaltă față. Dacă cineva vrea să-ți ia haina, dă-i și, păi ideal să fii priviconditorul lor. Și tocmai asta făcea Pavel și a dat seama că nu are cine sta împotrivă. Era visul vieții lui să prigonească pe cineva care nu are reacție, care nu are împotrivire, care se lasă pe mâna lui. Și pe când mergea el așa, spune Scriptura, a apărut cineva care l-a trântit din șaua calului jos și i-a spus, Saule, Saule, pentru ce mă... Doamne, eu n-am treabă cu tine. Eu treabă cu amărâți ăștia de creștini care fug din mine speriați și își dau seama ce ravagii fac eu în biserică. Nu, nu, nu. Tu nu pe ei prigonești, ci pe când ei sunt eu. Știți că am văzut frazei noștri care pe baza binecuvântării Domnului. Unii dintre ei s-au născut în familie de 10 copii, de 12 copii, se rugau marța seara, Doamne, dă-mi pâine albă să dau și la alții, să-și găi. Și Dumnezeu i-a ascultat, i-a dus prin Italia, prin Spania, prin Anglia, i-a dus, le-a dat de muncă, a avut firme, i-a dat și la alții de lucru, dar la un moment dat nu mai a avut timp de biserică. La un moment dat a început să disprețuie cine e calicul ăla. Ăla nu știe, Domnule, nici îl conduc, e cleios. Și celălalt, și celălalt, și păstorul ăla nu le are, și prorocul ăla trebuie să tacă din gură. Câteodată când ai bani în buzunar, știi și muzică, știi și afaceri, știi și prorocii, știi și dirijat, totul știi. Când se termină banii, la noi în zonă era cineva care s-a dus pentru prima dată în Italia, s-a dus și a fost 3 luni acolo, nu prea muncit, dar au câștigat el ceva. Așa când au venit înapoi, îi întrebau ăștia, cum e în Italia? El spunea, a început să vorbească în italiană, ce știe el, așa... Și ăștia a început, măi, dar vorbește românește, doar ai 3 luni de gând. Nu știa, avea euro în buzunar, nu știa. După ce a terminat euro, așa cursiv vorbea românește. Aveți undeva de lucru, ceva. Ei, banul din buzunar îi schimbă pe foarte mulți oameni. Este și, de fapt, un test. Este un test. În biserică se dă un test. Foarte multor oameni li se dă testul ăsta a banilor. Și când banul te face să umbli cu nasul pe sus, nu o să ți mai dea. O să fii totdeauna ciudos pe ăla care tot are bani. Băi, dar ce are? O trecut testul, fratele meu. Tu nu l-ai trecut. Pentru când ți-o dat bani, n-ai mai venit la adunare. Când ți-o dat bani, ai disprețuit pe ăla care n-are. Când ți-o dat bani, ai crezut groza și ai disprețuit nu numai că ăla că n-are, ai disprețuit pe cel ce era în cel ce n-avea bani. Și am văzut pe oamenii aceștia, la un moment dat când Hristos s-a întors înapoi la sapă, nu de lemn, de cauciuc, de deam pământ, le vine tot lor în cap. Doamne, dacă mă mai faci odată cum am fost, ți-ai dat examenul. Învață-te să te porți frumos între frați. Mai bine să ceri tu decât să ceară cineva de la tine, pentru că tu ești prea arogant. Nu mai pun niciodată. De atunci tu te vorbesc de rău pe ei lați, că eu știu cum se fac banii, mai este unul care îi povestește. Eu știu cum are ăsta banii, doar și eu am avut bani. Eu nu știu cum ai avut tu bani, dar asta s-ar putea să-i aibă și înstit. Să-i putea să fie câștigat și înstit, nu-i chiar cum i-ai avut tu. Dar toate lucrurile acestea contează, frații mei, în domeniul acesta. Nu ai voie să disprețuiești pe frații tăi, pe prieteni, nici atât. E un posibil purtător de Hristos. S-ar putea Hristos să intre în ea. Prin modul tău de trăire, prin modul tău de te relaționa cu El, de a vorbi cu El. De aceea, frângerea pâinii ne aduce împreună să avem părtășii unii cu ceilalți. Atât frângerea pâinii cât și legătura frățească ne mai dau un aspect care e foarte important pentru timpul ăsta. Pentru că suntem mădulari unii altora, pentru că facem parte din același trup, pentru că suntem frați unii cu ceilalți, trebuie să dăm socoteală cuiva. Mâna nu poate fi, cât e de bună mâna mea dreaptă, nu poate exista separat. Ea trebuie să fie încadrată undeva și ea trebuie să asculte de porunca cuiva. Ca atare în biserică trebuie să dai socoteală cuiva. De ceea ce faci, de ceea ce cânți, de modul în care te relaționezi, felul în care trăiești în casa ta cu soția ta, cineva are dreptul să te întrebe. Foarte mulți oameni capacitați să pierd, că cred că separat e grozav. Și Domnul spune că ești despărțiți de mine, nu puteți face? Nu contează cât de capacitate ești tu, ești apologet sau proroc sau păstor. Odată ce te-ai scos din biserică și nu dai socoteală nimănui, rupi legătura frățească cu frații tăi care te întreabă de ce te duci acolo? De ce vorbești cu el alții? De ce te implici în afacerile acestea? De ce prietenii tăi sunt cei acestea? Păi, dar și te interesează? Păi, mă interesează că tu ești aici.
Dacă tu nu dai socoteală nimănui, căderea ta este aproape. Suntem împreună valoroși înaintea Domnului. De auziți de oameni, întrebați să vedeți oameni mai puternici, mai grozavi ca noi toți. Oameni care aveau un viitor și un nume în mediul Evangheliei. S-au dus jos. De ce? Pentru că n-au dezvoltat. Să spună cineva, frate, ești la noi aici, ce faci în domeniul ăla? De ce ai făcut? Așa am avut eu călăuzire. Bun, dar cu călăuzirea asta dai socoteală cuiva? În afară de Domnul, dai socoteală cuiva? De banii ăștia, dai socoteală cuiva? De atitudinea asta, dai socoteală cuiva? Ei, oamenii care nu mai dau socoteală nimănui și nu mai dezvoltă pilonul, încetul cu încetul, toate studiile lor biblice, toate rugăciunea lor se înclină. Și la un moment dat auziți că s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Simplu. Simplu. Orice clădire care n-ai grijă la piloni e să ridici toți odată și tu o înclini aici, pe măsură ce urci sus înclinat, înclinația e din ce în ce mai mare și pericolul de a se dărâma, de a se prăbuși, este enorm. Și temelia e bună. Foarte bună. E Hristos. De-aia apostolul spunea, fiecare clădim deasupra, dar fiecare să ia seama cum clădește deasupra. Contează ce dezvolți. Știu că îți place studiu, știu că îți place cina Domnului să fii prezent acolo, dar clădește-le echilibrat. Ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez din textul ăsta biblic, care e absolut necesar la viața noastră, este rugăciunea, frații mei. Cum insistăm pe învățătura apostolilor, cum insistăm pe legătura frățească că suntem frați și v-aș ruga tare mult, nu fiți turiști prin biserică. Fiecare biserică are problemele ei. Biserica, nu căutați un loc unde biserica este un loc unde îți petreci concediu. Biserica e ca și un spital. Nimeni nu se duce la spital să petreacă concediu în spital. Că e fain, domnule, îmi place tot să îmbrăcați în alb. Nu, spitalul e frumos pentru că atunci când ai o problemă, că e accident, te duci acolo și găsești profesioniștii să te ajute. Asta e biserica. La biserică nu o să vedeți oameni care au bani, nu știu ce să facă cu ei, unii să mai ducă în vacanță și vin să-i consiliem noi oare unde să ducă. De obicei la biserică vin oameni care au terminat banii. De obicei la biserică vin oameni care au terminat problemele să le rezolvi în familie și nu mai au nicio soluție. De obicei vin oameni care aproape sunt ratați, vin aici. Și dintr-o dată, odată ce el se atașează să-l ajutăm, deja biserica nu mai este perfectă. Odată ce copilul tău vine cu ideile lui aici, se întoarcă la Domnul, dar are gâzile lui, nervii lui, dintr-o dată nu mai este perfectă. Dar tocmai asta e frumusețea bisericii, se ocupă de cazurile acestea până când Hristos crește în noi, slăvit să fie Domnul. Nu căutați biserica perfectă, pentru că nu o să o găsiți. În împărăție va fi. Ca atare, nu fi turist spiritual prin anume. Sunteți în biserica Domnului de aici acum, stați aici. La un moment dat s-a putea Domnul să testeze legătura frățească între voi printr-o anumită situație. Ce faci? Îți iei membria, să te duci la alte, că sunt atâtea aici? Sau rămâi în biserică, spui, domnule, cum a fost frumos până acum? Cum am plâns cu voi, m-am rugat, acum e problema aceasta. Cum o vor rezolva corpul pastoral? Cum vor rezolva ceea? Eu doar mă rog, cât atârnă de mine. Dar să știți că și la bine și la rău, eu continui să rămân aici. Chiar dacă nu sunt de acord cu deciziile pe care s-ar putea să le ia cineva. Dar eu rămân aici cu voi. Eu sunt fratele vostru. Doamne ajută! Știi că oricând te ridici, ai greutate? Pentru că ducându-te de aici în altă parte, aici depinde de rău, te-am văzut marți seara, te-am văzut joi seara, te-am văzut aici, te văd că vii, participi. Ai o anumită cotație. Dacă te ridici să spui un cuvânt, mă uit la cuvântul pe care îl spui în funcție de ce ai făcut până acum. Ei, când tu te-ai mutat în altă parte, toată cotația asta, toată vrednicia asta de încredere, e anulată, ba chiar e dusă la minus. Acolo trebuie să te ridici din nou, după care vine încercarea și pe biserica aia. Tu iar îi îmbli curtii în mână. Și uite așa te prinde 80 de ani, băi, nu m-a băgat nimeni în seamă, prin nicio comunitate. Normal că te văd, dacă tu ai vezi numai în vizită. Cât a fost frumos și bine erai în zonă, cât a început să plouă, tu n-ai avut nici măcar o umbrelă, stai, băi, mai stai și tu lângă mine aici, că eu îi cunosc pe oamenii ăștia. Căutați să dezvoltați legătura frățească, rămân statornici în biserică, Doamne ajută. Și o să vezi cum oamenii se atașează lângă tine, cum lucrarea lui Dumnezeu merge și foarte interesant, Dumnezeu o să însoțească pe oamenii aceștia. Încă o dată, în biserici care nu sunt perfecte, s-ar putea unii oameni să cadă,
pe altul în partea dreaptă să cadă, unul de partea stângă, celălalt să facă. Nu are a face. Hristos continuă să zidească biserica. Tu ești unde trebuie. Stai acolo, fă-ți lucrarea, dezvoltă relații frățești și insistă în rugăciune înaintea Domnului. Nu există mod prin care noi să-L contactăm pe Dumnezeu și în care El se lasă contactat decât pe rugăciune. Noi nu putem scrie lui Dumnezeu SMS-uri. Noi putem scrie scrisori. Să scriem o scrisoare și o punem undeva pe pervaz, poate vine și o e, poate o citește. Nu! Dumnezeu ne-a spus foarte simplu, aveți un mod de a mă contacta pe mine. Am plină lumea asta de îngeri și modul tău de a mă contacta pe mine este să te rogi. Să te rogi. Cum ai timp de fotbal, cum ai timp de muncă, cum ai timp de bani, cum ai timp de discuta politică, vino și stai de vorbă cu mine. Dumnezeu ne-a oferit asta. De-aia peste tot în Biblie nu o să găsiți dacă vă rugați, ci când vă rugați, să faceți, nu dacă vă rugați și aveți semnal și aveți chef, nu, ci când vă rugați, că voi trebuie să vă rugați. Ori Dumnezeu așteaptă să stăm de vorbă cu eu. Și acum ești onorat ca în fiecare dimineață, de exemplu, să stai de vorbă cu regele Angliei. Cu toate că e destul din vârstă și el acum. Dar te lauzi la prieteni. Băi, am stat de vorbă cu regele Charles de azi dimineață. Stau vreo 10 minute de vorbă cu el. Băi, dar ieri dimineață de ce? Iar am stat de vorbă cu regele Charles. Dintr-o dată ai devenit o personalitate în zona asta a Londrei, că tu stai de vorbă. Și regele Charles mai are și el puțin și termină regatul. Și toată zona asta în care este el. Și în fiecare zi te așteaptă cel ce e rege al regilor și împărat al împăraților. Și cu toate astea nu petrecem timp. Nu petrecem timp. Și rugăciunea e singurul mod. Când Tatăl Ceresc l-a trimis pe Fiul Său, de aceeași natură și esență cu El, în lumea asta, care era ocupat abuziv de cel rău, nu i-a dat alt sistem ca să vorbească cu Tatăl. M-aș fi așteptat să-i fi dat un sistem divin, cum ar fi la noi o stație emisie, recepție pe o frecvență pe care numai cei eterni să-L înțeleagă. Și să găsești în Biblie că Fiul Său vorbea cu Tata într-un sistem, într-un limbaj de dincolo de veșnicii. Evangheliștii spun simplu că Fiul lui Dumnezeu, cel deopotrivă cu Tata, se retrăgea în locuri pustii și se... I s-a dat același sistem pe care l-am eu și tu. Să ne rugăm, Doamne ajută! Amin. Un alt lucru foarte important, Dumnezeu ține cont de ce ne rugăm. Nu putem primi nimic dacă nu ne rugăm. Spune Biblia, nu aveți pentru că nu... Nu pentru că Dumnezeu n-are sau nu vrea să vă dea. Sau nu vă poate ocroti. Ci pentru că efectiv lipsește cererea. Și multe binecuvântări de care avem nevoie și de care Tata știe că avem trebuință. Există un pasaj biblic care spune, Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință înainte ca să-i cereți? Și unii credincioși spun, dacă tot Tata știe, eu nu-i mai cer. Pentru că știe. Dar acolo nu e sudi cererea. Vă mai citez o dată. Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință înainte ca să-i... Dar nu e sudi cererea. Pentru că foarte mulți credincioși, dacă Tata știe, să-mi dea. Nu, nu. Tata ne iubește foarte mult, dar Tata e și drept. Nu poate trece la număr și aia și noi. Dacă eu n-am cerut lucrul respectiv, de ce să mi-l dea? Și atenție că există un acuzator care vine și spune, Tată, nu ți-o cerut, tu îi iubești, dar e și drept. De ce i-ai dat? Și de aceea Biblia spune, nu aveți pentru că nu? Măi, dacă stăteam puterea noastră, era greu. Dar mi-e greu să cer? Mi-e greu să spun, Doamne, am nevoie de lucrul ăsta, am nevoie de celălalt. Dacă e voia Ta, dăm și ălaltul, dăm și cu tare. Îndrăznesc prea mult, spun și lucrul ăsta, uite ce aș dori, uite toate visele tale. Biblia vine și spune, să-i prezentăm lui toate problemele. Nu ne îngrijorăm de nimic. Foarte mulți dintre noi spunem, dacă e o pagubă de la 100 de lire în sus, îi spun lui Dumnezeu. Dar dacă sunt 20 de lire, ale le mai suport eu. Ori Biblia vine și spune foarte clar, nu te îngrijora de nimic, ți-o trântit copilul ușa că i-o sărit clanța. Nu sta și țipa la copilul tău, mergi pe genunchi și spune, Doamne, copilul meu seamănă cu mine, trece printr-o perioadă care eu nu pot să intru în viața lui. Te rog frumos, ocupă-te de el, îndură-te de el. L-am crescut atât de... Știți că dintr-o dată îngerii Domnului, tu nu-i vezi, dar ei se plasează în drumul lui spre școală, se plasează între colegii lui de școală, totul, așează îngerii, pentru că există rugăciune și Dumnezeu în baza rugăciunii făcute, deja începe să repurteze victorii, slăvit să fie Domnul. Dar dacă nu mă țipăm și spunem, las cu un cap, tu pe mâna, mișcă tare, nu se rezolvă nimic, bai din contră, copilul vezi să se încăpățânează mai tare, că seamănă cu tine. Și la un moment dat spui, băi, nu ne mai înțelegem, nu ne mai înțelegem. Băi, dar ai la dispoziție rugăciunea, cere
Și Dumnezeu îți va da. Doamne ajută! Un alt lucru foarte important la privința cererii, frații mei, este că rugăciunea ne pregătește viitorul. Putem schimba viitorul nostru și nu numai nostru, a copiilor noștri. Cunoașteți textul biblic din Psalmul 32, pare mi se, unde spune David acolo un lucru frumos, eu vi-l repet încă o dată. El trage o concluzie după păcatul său cu Batșeba și constată că vinovăția asta nu a fost din faptul că a stat acasă în ziua luptei, nici că Batșeba se scălda prea aproape de zidurile palatului său. Nu. El și-a dat seama că alta a fost vinovăția. Și ascultă ce spune versetul 5 din Psalmul 32. Atunci am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Și continuă. De aceea, adică din cauza lucrurilor de mai de sus, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. De ce? Știi semnate? Nu. S-a rugat la vremea? Când e vremea potrivită? Când nu-i apă. Când nu-i apă. Toți se roagă când e apă. Toți se roagă când se analizează rele. Toți se roagă când copilul a avut accident. Toți se roagă când nu mai are job. Toți se roagă când inundații au venit. Dar înainte, când era bine, când nu se vedea o urmă din nor pe cer, unde erai cu familia ta? Nu e așa că n-aveai timp? Că acum în comunitățile noastre, dacă ții copiii și nevasta și vii la rugăciune și ridici mâinile, Biblia spune bărbații să ridice mâini curate, frate, te întreabă, ești bolnav? Ai vreo problemă gravă? Nu știm noi? Că nu e normal să te rogi așa când e bine, când ai ruj în obrej. E normal să te rogi așa galben la față și cu analizele rele. Și atunci mai spui ceva. Nu e normal, dar e normal să te rogi la vremea potrivită, Doamne ajută! Ai voce, poți strigi un aleluia, poți strigi slăvit să fie Domnul. N-au decât să îmbolnăvească ceilalți, dar tu să rămâi aici când alții au inundații, tu continui în continuare să lauzi pe Domnul. Pentru că ți-ai pregătit viitorul. Și cum ți l-ai pregătit? Te-ai rugat la vremea potrivită. Totdeauna când copiii e sănătoși, soția e sănătoasă, masa e încărcată, n-ai nicio problemă, fă-ți timp și roagă-te. Fă-ți timp și laudă-L pe Domnul. Nu te deranja de ei, alții care se uită la tine că ești prea spiritual, prea taliban, prea... Nu te uita! Striga aleluia când merită Dumnezeu lăudat. Mai degrabă du-te tu în vizită la ei, decât să vii ei în vizită la bolnavul care ești tu. Mai degrabă să fii tu cel care n-ai inundații și să te rogi la vremea potrivită. Vă amintiți că Domnul Iisus le spunea la evrei, pentru că n-au cunoscut ziua cercetării lor. A fost o ultimă zi când puneau să schimbe destinul și istoria. Când a intrat, a venit la ei prințul păcii, călare pe mânzul unei măgăriți. Și le spunea, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi, dar de acum sunt ascunse. Singurele lucruri pe care le mai puteți modifica le-a spus la ucenici. Ziua va veni. Deci atacul împotriva Ierusalimului va fi. Șanțuri de atac vor fi. Ierusalimul va fi înconjurat de oști. Singurul lucru pe care îl mai puteți voi face prin rugăciune este să vă rugați ca ziua aceea să nu fie o zi de sabat sau o zi de iarnă. Atât puteți modifica. Sunt lucruri pe care le poți modifica în viitor. Va veni caz peste toată lumea. Va veni bombă peste toată lumea. Dar mă rog ca eu să nu fiu în zona respectivă. Dar mă rog de pe acum. Pentru că am posibilitatea și pot cere lucrul ăsta. Vedeți că lumea e așa cum este acum. Nu ne putem aștepta. Se vorbește de o moarte rapidă, nucleară, peste tot. Parcă ăștia îmblătăți pe la butoane pe acolo. Biserica asta liniștită și încă mai avem grijă la unii, la ceilalți. Și a face ăla. Când am putea să ne rugăm acum, Doamne, nu știm dacă am putea ziua aceea să nu fie dincolo de toți care sunt în lumea asta, că nu știu, organizează. Dar noi vorbim cu cel ce ține istoria în mâna sa. Și avem ocazia să ne rugăm. Și biserica noastră am avut nu de multă rugăciune pe tema aceasta. Pentru că avem dreptul ăsta să-i spunem tatălui că ne îngrijorează. Vrem să ne vedem copiii căsătoriți, nepoții căsătoriți. Cui să-i spunem lui Putin? Nu-l interesează. Biden nici atâta. Dar tatălui nostru îl interesează că el ne-a dat. Și biserica vine și spune, Doamne, vrem, dacă toți ceilalți au război, noi să ne vedem copiii căsătorindu-se și ne vedem bisericile pline, slujindu-ți numele Tău, că se poate, Doamne.
În altă parte curg bombe, la noi ne păzește Dumnezeu, dar toate astea se dau că oamenii se roagă și cer, slăvit să fie Domnul. Asta face rugăciunea. Pregătește viitorul și zdăltuiește viitorul. Să ai timp de scăpare, să ai cum să scapi, ca mâna Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Biserica primară a mers pe acești patru piloni, pe o bază solidă care este credința în Hristos, au dezvoltat învățătura apostolilor. Peste tot îi vedeai predicând despre învierea Domnului, despre puterea Domnului Iisus Hristos, apoi legătura frățească între ei, toată lumea aprecia de legătura care era între ei. Foarte interesant, o să știți în Cartea Faptelor Apostolilor, și niciunul din ceilalți nu cuteza dacă nu era de-a lor. Deci erau o elită aparte acolo. Nu făceau negocieri, hai mai lăsați voi, venim noi, că... Nu. Noi suntem frați și surori în Domnul, ăștia sunt frații mei. Așa imperfect cum sunt ei, fațarnic ca Petru, cum el, ca celălalt. Domnul, dar față mei, până la toată urmă ăștia sunt. Toți erau împreună la un loc acolo, aveau legătura aceea frățească, apare noțiunea asta pe care o să o vedeți în Noul Testament din cinci mai deasă. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, toți împreună, știți cum va fi răpirea? Toți împreună, Doamne ajută! Dar conceptul ăsta îl dezvoltăm de pe acum. Și lucrul ăsta ar trebui să fie și în Londra, că în Londra ar trebui să fim împreună și ne adunăm în mai multe locuri, Doamne ajută! Dar împreună ar trebui să fim. Pentru că suntem mântuiți pe aceeași bază, pe aceeași pilon. Ei, dezvoltând pilonul învățăturii apostolului, legăturii frățească, părtășiei de la cina Domnului când suntem mădulari unii altora, când dăm socoteală celorlalți, când ne dăm seama că biserica funcționează bine, când toate mădularele sunt acolo. Și apoi când există și rugăciune, biserica, persoana, familia crește, se înalță și de departe vezi turnuri, vezi oameni. Vezi biserici care au lăsat o umbră puternică. De ce? Pentru că au crescut pe pilonii ăștia și vezi locuri în care Dumnezeu lucra extraordinar. De ce? Pentru că au mers pe pilonii ăștia. Alții s-au dus jos, nu au început bine și s-au dus jos. Dar dacă mergi pe toate astea, flamura mântuirii rămâne acolo. Și de ce? Nu? Sunt zgârii nori care se zidesc astăzi. Nu neapărat. Eu mă duc, fratele Remus se duc, dar după noi vin alții, băi, învățătura apostolului, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Astea sunt celelalte, mai negociem, dar astea trebuie să fie și toate odată trebuie să crească în biserică. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin.